Vă salut, dragi prieteni și vă spun bun venit și în această seară la emisiunea Vieți schimbate. Suntem și în seara aceasta împreună și dorim ca să descoperim lucrurile frumoase ale vieții, pentru că lucruri urâte și negative auzim peste tot. Sunt foarte mulți oameni supărați, stresați, încruntați, și pur și simplu terifiați de ceea ce înseamnă viitor, de ceea ce înseamnă viață. Și de cele mai multe ori, oamenii trăiesc după tiparele create de alții. Dacă te uiți la televizor, problemele sunt create de alții. Dacă te duci în lumea marketingului, nevoile artificiale sunt create de alții, care la rândul lor îți creează probleme pentru că nu ai îndeplinite acele nevoi pe care alții ți le-au. Trasațiile le-au creionat. Peste tot, dacă te uiți, găsești șabloane. Cum să trăiești viața, cum să fii fericit, cum să reușești, cum să fii de succes. Și toate acestea sunt niște tipare pe care alții le fac pentru tine ca să-ți vândă ceva și ca să îți ofere acea iluzie că vei ajunge la fericire, că vei găsi împlinirea sufletească, succesul în viață, fericirea. însă de cele mai multe ori rămâi cu gust amar. Ai dat banii și după aceea fericirea și a luat zborul spre culmi albastre sau spre neființă, pentru că ea nu există în felul acela. Ți-ai dat seama că de fapt tu n-ai făcut decât să urmezi niște rețete prescrise de alții, n-ai făcut altceva decât să fugi după anumite obiective pe care alții le-au pus în fața ta. Întrebarea mea este cum Aș putea și cum am putea să fim fericiți, să trăim frumos această viață, fără a mai urma prescripțiile altora, atât din lumea marketingului, cât și din lumea religioasă, cât și din lumea politică, și din lumea media, și din lumea social media, pentru că de cele mai multe ori ele sunt niște păcăleli. În Sfânta Scriptură am găsit niște sfaturi inspirate de Dumnezeu pe care vreau să le pun în fața ta în seara aceasta, am cules mai multe pasaje din scrierile sapiențiale care să aducă bucurie în viața ta, care să te învețe cum să trăiești responsabil și frumos și în același timp fericit această viață. Pentru că în viața de credință, și nu doar în viața de credință, există două extreme. Ori ești stresat și încruntat, ori ești super happy inconștient. Astea sunt extremele, dar între ele trebuie să existe o linie de mijloc. În cartea Eclesiastului, scrisă de unul dintre cei mai înțelepți oameni din lume, inspirat de Dumnezeu, este vorba de împăratul Solomon, găsim acest echilibru. Pe de o parte vorbește despre deșertăciunea vieții și pe de altă parte despre trăirea vieții într-un mod responsabil și frumos. Sunt uh, acești doi poli pe care îi găsim. Pe de-o parte, viața este efemeră, este trecătoare, totul este o deșertăciune. Și bun, dacă totul este deșertăciune, cum poți să trăiesc viața aceasta frumos? Cum pot să fiu fericit? Cum pot să îi slujesc lui Dumnezeu, pe de-o parte, și să mă bucur de viață, pe de altă parte? Și între acești doi poli este construită Cartea Eclesiastului. În primul capitol întâlnim o mulțime de deșertăciuni. Da, atât în ceea ce privește activitățile oamenilor, cât și în ceea ce privește circuitul vieții care se repetă parcă la nesfârșit și te lasă cu o dezamăgire. Mă, până la urmă nu fac nimic nou în lumea aceasta. Totul e vechi sub soare, totul este o deșertăciune. N-are rost să încerci ceva pentru că deja s-a făcut. Tot ce face omul, până la urmă, lasă altuia. Toate sunt deșertăciune, toate sunt goană după vânt. Și apoi, dacă toate sunt goană după vânt, mai poate exista fericire în viața aceasta. Și citind cartea, vedem această frământare a omului de a realiza lucruri mari și în același timp de a câștiga profunzime, semnificație și de a trăi în așa fel încât viața să conteze nu doar acum, ci pentru veșnicie. Trăiește frumos. Aceasta este tema pe care aș vrea să o discutăm în seara aceasta. În primul capitol, așa cum am spus, înțeleptul ne spune că totul este o deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iară se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă mare, marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iar să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură de privit și urechea nu obosește auzind. Ce a fost, va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Așa că, dragii mei, dacă. Vă gândiți că inventați roata, reinventați roata și veți face lucruri noi și veți avea o viață pe care n-au avut-o alții înainte? Stați liniștiți. Din punctul acesta de vedere, lucrurile s-au mai întâmplat. Nu are rost să vă stresați. Nu are rost să vă cheltuiți viața căutând să faceți lucruri care nu s-au mai făcut. În esență. Toate s-au făcut. Bun, vorbim de esență. Acum, avioane, nu știu dacă au fost pe vremea lui Solomon sau anumite descoperiri din domeniul tehnologiei, însă, în esență, și atunci oamenii și-au dorit fericire, și atunci oamenii și-au dorit bogăție, și atunci oamenii și-au dorit prosperitate, și atunci oamenii și-au dorit să fie sănătoși, să facă lucrurile în așa fel încât viața lor să conteze. Așa că nu este nimic nou sub soare. În materie de plăceri, cam tot alea sunt, nu s-au schimbat, doar că poate ceva la decor. Dar în esență, toate au rămas aceleași. Oamenii și-au dorit să mănânce, să bea, să se distreze, să se bucure de plăcerile trupești și așa mai departe. Nu s-a schimbat prea mult. Și de aceea spune Eclesiastul, mă, dacă aș face și eu ceva nou, ceva care să spun, uite, așa ceva nu s-a mai făcut de când e lumea. Dar toate sunt la fel. Toate sunt la fel și în natură și în viața oamenilor. Așa că dacă privești la deșertăciunea aceasta, te întrebi, oare cum pot să trăiesc eu frumos viața? Ce aș putea să fac? Și sunt două elemente pe care aș vrea să le subliniez și în jurul cărora să țesem, această întâlnire a noastră din seara aceasta, pe de o parte să te bucuri de plăcerile vieții și lucrul ăsta îl spune aproape ca un refren în cartea Eclesiastului Înțeleptul Solomon și pe de altă parte apropierea de Dumnezeu. Aș începe cu prima pentru că aceste concluzii legate de trăirea cu Dumnezeu sunt mai accentuate spre finalul cărții și Încep cu această parte a plăcerilor trupești pe care cei din zona religiei le-au cam demonizat. Și au zis, domnule, astea au legătură cu păcatul. Și nu spun că, într-o anumită măsură, nu au legătură cu păcatul. Dacă sunt înțelese și practicate greșit, da, au legătură cu păcatul. Dar vorbesc de acele plăceri trupești pe care Dumnezeu le-a lăsat, de care să ne bucurăm, care până la urmă contează. În primul rând, în viața aceasta. Pentru că viața este trecătoare, viața se duce și nu o să rămâi nici cu realizările, nici cu nimic. O să rămâi cu ceea ce te-ai bucurat în viața aceasta, cu cei dragi, cu relațiile și cu plăcerile trupești de care te-ai putut bucura. În capitolul 2, înțeleptul spune așa, începând la versetul 24 și până la 26. Nu este altă fericire pentru om, fiți atenți, decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Observați cum le împletește plăcerile acestei vieți cu binecuvântarea lui Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Ai nevoie de trup să îl faci fericit, să se simtă bine, ai nevoie să mănânci, ai nevoie să te bucuri de plăceri, ai nevoie să, să ai grijă de trupul acesta, care este casa sufletului tău. Există extrema aceasta chiar în creștinism, venită infuzată din filozofie, cum că trupul ăsta este rău. Este. Păcătos și trebuie să scap cât mai repede cumva de el, ori prin mortificare, ori prin biciuire, ori prin autoflagelare, să consider că este ceva rău, este păcătos. Ai zis, trupul este păcat. Nu. Chiar dacă trupul a fost afectat de păcat, totuși, trupul acesta este templul Duhului Sfânt. Asta este percepția biblică asupra trupului. Și dacă este Templul Duhului Sfânt, eu trebuie să am grijă de el, să fie sănătos, să se bucure și să aibă acea împlinire trupească. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Da, oamenii încearcă să mănânce și să se bucure în trup, dar fără Dumnezeu. Oarecum considerând că asta este tot ce merită în viață, dar fără Dumnezeu. Și din cauza aceasta, o să vedeți atât de mulți oameni fericiți care se sinucid. Dacă vă uitați la oameni, la celebrități, la oameni care au făcut furori, care au adunat milioane de fani în jurul lor și s-au sinucis, stai și te întreb de ce? Spunea un profesor de la teologie, cu care am studiat cărțile înțelepciunii, scrierile sapiențiale că atunci când citești Cartea Eclesiastului, ai două posibilități. Ori te pocăiești, ori te sinucizi. Și am fost foarte curioși ce vrea să spună cu aceste cuvinte. Cum adică să te sinucizi citind Cartea Eclesiastului? Și a spus el da. Atunci când citești Cartea Eclesiastului, îți dai seama că ai nevoie ori să te pocăiești și să trăiești viața așa cum vrea Dumnezeu, ori să te sinucizi, pentru că existența este un nonsens. Faptul că nu se sinucid oamenii după ce citesc cartea Eclesiastului este că nu gândesc. <gânt> Mi-a plăcut foarte mult remarca aceasta. Deci dacă citești cartea Eclesiastului, ori te pocăiești și treci viața așa cum vrea Dumnezeu, cu bucurie, cu speranță, cu tot ceea ce te-a binecuvântat Dumnezeu, în temere de El, ori dacă nu te sinucizi, pentru că viața nu are niciun sens. Nu faci absolut nimic decât să repeți ceea ce au făcut cei dinaintea ta Așa că spune el aici în versetul 25 Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Dovadă sunt sute mii de oameni fericiți, prosperi Așa apăreau pe sticlă Care la un moment dat și-au pus capăt zilelor Căci el dă omului plăcut lui, înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Este extraordinar să constați că un om care s-a bucurat de toate în viața lui, nu știu dacă îl întrece cineva pe Solomon în materie de plăceri, bogăție, distracții, fericire și. Acces la tot ceea ce se putea într-o viață pământească, ca să ajungă la asemenea concluzii la sfârșitul vieții. Da, e nevoie să te bucuri de lucrurile acestea, dar fără Dumnezeu toate sunt deșertăciune. În capitolul 3, cu versetul 12, înțeleptul spune așa: Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă, bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Problema este aici. Că oamenii vor să mănânce, să bea, să se distreze, dar uită că toate acestea sunt un dar din partea lui Dumnezeu și uită că acest dar trebuie folosit cu cumpătare. Unii mănâncă până pocnesc, sunt atât de mulți obezi. Alții beau până crapă și de aceea sunt atât de mulți bețivi. Alții o țin dintr-o distracție în alta, de asta sunt atât de mulți oameni responsabili. Și darurile lui Dumnezeu sunt transformate în blesteme de către cei care nu le înțeleg cu adevărat. Bucuria și plăcerea erotică au fost date de Dumnezeu și alții curvesc până își epuizează și își erodează viața. Însă Dumnezeu a pus toate aceste plăceri și bucurii într-un cadru pe care dacă îl respecti și rămâi în el, ești cu adevărat fericit, ești cu adevărat împlinit. Și asta spune Eclesiastul aici, am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dumnezeu vrea să te bucuri și să trăiești bine în viața aceasta. Să știți că sărăcia nu este deloc o virtute. Sărăcia nu este deloc de dorit. Sărăcia nu este un scop ca să atingem împărăția lui Dumnezeu. Unii fac din ea o adevărată teologie și o adevărată virtute. Și spun că dacă ești sărac, ești favorizat de Dumnezeu. Însă, sărăcia nu trebuie să fie un scop. Lipsurile, necazurile, suferința, ele fac parte din viață, dar nu trebuie să alergi cu lumânarea după ele, pentru că vin singure. Și a alerga după bucurie, după împlinire, după realizări, nu este un lucru rău. Dar să nu uiți niciodată că Dumnezeu este cel care dă toate aceste binecuvântări, că Dumnezeu le oferă consistență, că Dumnezeu le oferă frumusețe și savoare dacă uiți ingredientul acesta, poți să fii un om realizat în viață, poți să câștigi premiul Nobel, poți să ai masterate, doctorate, să fii realizat profesional, poți să faci multe lucruri pentru omenire, dar toate se opresc aici, în viața aceasta. Poate mai scrie ceva istoria despre tine, dar cât privește realizarea ta lăuntrică și prinderea vieții veșnice, Trecerea dincolo, ele toate se opresc aici. Și nu este nimic mai trist decât să trăiești o viață frumoasă, responsabilă, care se termină aici. Mergem mai departe în căutarea noastră, și în capitolul 5 întâlnim iarăși aceste afirmații ale Eclesiastului care vorbește despre viața împlinită, viața frumoasă, despre viața aceasta care aduce împlinire atât trupului cât și sufletului. El zice așa, începând la versetul 18, capitolul 5, Iată ce am văzut, este bine și frumos, este bine și frumos, ca omul să mănânce și să bea, și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare, în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Deci când îi mai aud după câte unei care blestemă și înfierează un trai bun și o viață prosperă, eu nu pot să înțeleg. Asta este păcat. Înseamnă că te asemeni cu lumea. Înseamnă că alegi după valorile lumii. Dar nu despre asta vorbim, dragii mei, ci vorbim despre o viață frumoasă. Vorbim despre o viață împlinită. Vorbim despre o viață fericită. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui. Deci Dumnezeu vrea să fie fericit în fiecare zi. Chiar dacă lucrul ăsta nu este posibil întotdeauna, scopul și dorința lui Dumnezeu, acestea sunt, ca să fii fericit în fiecare zi, pe care le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Nu o să rămâi cu nimic din viața aceasta, decât cu ceea ce te-ai bucurat, cu relațiile pe care le-ai avut și cu plăcerile acestea ale vieții. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Averea vine de la Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Așa că. Atunci când Dumnezeu te binecuvântează, bucură-te de ceea ce îți oferă El. Atunci când Dumnezeu te binecuvântează, bucură-te împreună cu alții de ceea ce ți-a oferit El. Dacă citim cărțile lui Moise, cărțile legii Tora, o să vedeți că acolo Dumnezeu le-a spus celor care sunt binecuvântați cu averi, cu bunuri materiale, să împartă cu ceilalți cu levitul, cu săracul, cu orfanul, cu cel care nu are, cu văduva și să se bucure împreună în viața aceasta. Aceasta este bucuria, aceasta este cea mai mare satisfacție a vieții. Atunci când tu ești fericit și îi faci la rândul tău pe alții fericiți. Toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu. În felul acesta bogăția, prosperitatea, binecuvântările pe care ți le-a dat Dumnezeu unesc omenirea, unesc inima ta cu cea a semenilor tăi și te ajută să fii mai fericit. Dar dacă nu ai nimic, da, poți să oferi zâmbete, ok, poți să oferi încurajări, dar dacă cineva are nevoie de bunuri materiale și dacă este în lipsă și n-ai ce să-i dai, nu prea merge lucrul acesta. Pentru că omul are nevoie și de bunurile acestea materiale. Și dacă Dumnezeu te-a binecuvântat și îți deschizi mâna și binecuvântezi și pe alții la rândul tău, vei fi cu adevărat fericit. Tu te vei bucura de bunurile acestea și vei vedea cum bunurile acestea materiale îi fac fericit și pe ceilalți. Nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima cu bucurie. Nu te mai stresa și nu mai prinde mesajele unor alarmiști. Oh, stai să vezi că dacă ești bogat, ia du-te mănâncă. Stai să vezi că dacă te bucuri de astea aici, dincolo, o să primești tu răsplat. Ai să vezi, lasă, mătură tot repede, dă-ne nouă și tu trăiește ca sărac. Ați auzit mesaje de felul ăsta? Adună-ți comor în cer și lasă-le pe seama noastră că le administrăm noi. Mi-aduc aminte era un păstor manipulator, înalt manipulator, care avea un dar de a stoarce bani extraordinar. În momentul în care venea în contact cu un om de afaceri, nu se putea să nu stoarcă 1000, 2000 de euro. Venea cu texte de genul, dragul meu, iubești tu pe Domnul? Vrei tu să moștenești împărăția cerurilor? știi că toate astea o să ardă. Știi că nu o să rămână nimic din toate astea. Dar dacă îți adune o comoară în cer, o să fie ferice de tine. Auzi, ia dă un coace, 2-3 mii de euro, că uite, îmi trebuie pentru, pentru, pentru. Și într-adevăr, păreau niște lucruri foarte interesante. Dar când mergeai pe fir, îți dădeai seama că era și o, o problemă acolo, la administrarea și justificarea acelor bani, pe care omul, bineînțeles, nu le mai cerea, pentru că de dacă îi dai omului lui Dumnezeu, nu, cum să-i mai ceri justificare pentru lucrurile respective? Chitanțe, facturi, da? De unde, nici vorba așa ceva? La Domnul, banii vin cu sens unic, la Domnul, da? Și nu mai vin înapoi justificări și clarificări, nici măcar atât. Ei, sunt mulți care prezintă în felul acesta. Evanghelia, lasă, lasă, că nu-i nevoie să fii bogat, nu-i nevoie să fii fericit, nu, 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 toate astea, să fi sărac. Să fii sărac, să fii docil, să fii supus, să fii acolo sub talpa cuiva, să n-ai opinie, să n-ai putere, că dacă ai finanțe ai și putere. Să spunem noi și să-ți dăm cu pipeta câte o picătură care îți mai dă câte un pic de energie să ajungi în pas, în pas, în pas spre rai. Și important este. Să ajungi în rai, nu să fii fericit în viața asta. Ei, Dumnezeu zice un pic altfel: că trebuie să fii fericit și în viața asta, că vrea să fii fericit și în viața asta și să fii fericit și în viața viitoare. În momentul în care te bucuri de aceste binecuvântări, zice eclesiastul, toate acestea te fac să uiți. Să uiți de faptul că ești trecător, să uiți de faptul că vin și zilele negre și să te bucuri, cât poți să te bucuri în viața aceasta. Așa că, dragilor, lăsați la o parte încruntarea, lăsați la o parte evanghelia aceasta a tristeții, lăsați la o parte sperietorile apocaliptice, lăsați la o parte toate nebuniile astea cu care vă manipulează unii, să vă simțiți cumva vinovați dacă aveți, să vă simțiți cumva vinovați că nu vă bucurați de viața aceasta, să vă simțiți cumva vinovați că vă răsfățați. Nu! Căutați cât mai mult fericirea și bucuria, pentru că asta îi place lui Dumnezeu. Chiar asta spune. Iată ce am văzut, este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea, să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare, în toate zilele vieții lui. Este bine și frumos. Dumnezeu vede bine și frumos lucrul acesta. Așa că nu vă mai blocați și nu mai ascultați mesaje nihiliste, mesaje ale unor oameni frustrați care vor să vă țină acolo în neștiință, în nefericire, în sărăcie, în prostie și în mediocritate. Da, este bine și frumos să te bucuri în viața aceasta. Ce ne mai spune înțeleptul în, în cartea Eclesiastului? În versetele 9 și până la 12 din capitolul 6, înțeleptul spune așa. Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ, nu poate să se judece cu cel ce este mai mare decât el. Chiar dacă ar face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire de șartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Iată cât de important este să înțelegi că nimeni nu poate să dea rețete de viață. O, oh, o să fie așa după, dar de unde știi tu că o să fie bine după? Și cum o să fie după? De ce dai tu rețete? De ce faci tu prescripții ale raiului? De ce faci tu descriere ale raiului în numele lui Dumnezeu? Când tu nu știi, lasă omul să se bucure în viața lui. Lasă omul să fie fericit. Lasă omul să aibă împlinire sufletească. Omul este trecător. Din țărână a fost făcut, în țărână se întoarce din cauza păcatului. Și dacă și bucurile vieții acestea ele ei, atunci ce mai rămâne? Dar vedeți cât de meschin și cât de perverși au devenit chiar și cei din lumea religiei. Dom'le, pe lângă faptul că viața este grea, eu mai îngreunez și tu cu tot felul de fantasmagorii și de amenințări pe care le pui asupra capului lui. Lasă, lasă, că ai să vezi tu după, dacă ești fericit aici, nu o să culești dincolo. Însă, Cine ne-a pus pe noi păzitori de rai? Cine ne-a pus pe noi judecători peste oameni? Este altceva decât vrea Dumnezeu. Așa că, haideți să fim fericiți, dragilor. Haideți să lăsăm la o parte toate aceste cutume și toate aceste nebunii pe care oamenii le-au inventat ca să-i poată manipula pe ceilalți. Aceste medievalisme dacă ești fericit aici, o să fii nefericit dincolo. De unde treaba asta? Păi în cazul ăsta ar trebui să scoatem din rai pe mulți de acolo. Ar trebui să scoatem din rai pe Iov, care a fost cu putre de bogat, averile și turmele lui umpleau țara. Ar trebui să scoatem de acolo pe Avram, ar trebui să scoatem pe Isaac, ar trebui să scoatem pe Iacov, da? Și patriarhii și oamenii lui Dumnezeu care au fost prosperi din punct de vedere material. Despre Isaac se spune săracul că i-a dat Dumnezeu într-un an rod însutit. De ce? Că doar tot cu o gură mânca. Și că Dumnezeu l-a binecuvântat. De ce? Nu i a ajungea rod dublu sau triplu? De ce să-i dea rod însutit? De ce să-l facă de invidiat pentru locuitorii țării? Pentru că așa a vrut Dumnezeu. Să-l binecuvânteze să fie bogat. Să-l binecuvânteze să fie stăpân, nu slugă. Și dacă vă uitați la chemarea lui Dumnezeu și la binecuvântarea pe care o dă în Geneza, o să vedeți că în niciun caz Dumnezeu nu spune să te dezvolți doar până la un anumit punct. Și creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Dumnezeu vrea să fii stăpân, să te bucuri de aceste binecuvântări care vin din mâna Lui. În capitolul 7 cu versetul 14 găsim iarăși un lucru foarte frumos pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi. Am cules din cartea Eclesiastului acele momente, acele pasaje care vorbesc despre împlinirea sufletească și trupească și despre fericire. În ziua fericirii fii fericit, și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Ziua fericirii, fii fericit. În ziua nenorocirii, fi conștient că Dumnezeu le-a făcut și pe una și pe cealaltă. Adică, dacă vrea Dumnezeu să fii fericit, fii fericit. Bucură-te de fericire atâta vreme cât o ai. Unii sunt atâta de nemintoși și de neînțelepți, în zilele fericirii încep să devină nostalgici, melancolici și să prevadă ei că vine nenorocirea. Mi-aduc aminte, eram la un uh, serviciu divin de închinare, de laudă și de mărire la adresa lui Dumnezeu într-o dupamiază de sabat. Și a cântat fanfara, am uh, avut un mesaj de încurajare, pentru bucurie, pentru speranță, pentru ca oamenii să se bucure de viață. Și după ce am avut toate acestea, se scoală un frate din ăsta încruntat, și vine la învon și zice, fraților, am și eu un mesaj din partea lui Dumnezeu, care este tot cuvântul lui Dumnezeu, care este tot cuvântul scripturii și aș vrea să luați aminte. Și a început să citească un psalm din ăla imprecator, în, în care a coborât toate blestemele și toate anatemele din partea lui Dumnezeu, pentru dușmani, pentru cei răi, pentru cei nelegiți. și așa mai departe s-a potrivit ca nu ca în perete. Știți că tot în cartea Eclesiastului spune el că toate și-au vremea lor. Bucuria, așa are vremea ei, plânsul, vremea lui și așa mai departe. Toate lucrurile și-au vremea lor. Dacă e vremea bucuriei, bucură-te, nu-ți amărâ bucuria cu ceea ce s-ar putea să fie sau cu ceea ce este mintea ta bolnavă. Dacă ești în momentul bucuriei, bucură-te de acele lucruri. Bucură-te de relațiile cu prietenii tăi. Bucură-te de anturaj. Bucură-te de ceea ce îți oferă Dumnezeu atunci. Nu ți întuneca zilele fericite, pentru că oricum o să ai zile nefericite și zile proaste, în care lucrurile ies pe dos. Și ce? Când ești în bucurie, bucură-te. Fii fericit. Și în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă. Pentru că omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Dacă ai trecut în neființă, dacă vine moarte, nu mai știi nimic. Și Dumnezeu a rânduit așa, ca după ce ai încheiat existența pe acest pământ, să nu mai știi nimic din ce a fost. Mulți sunt temă, vai, vine moartea, dar nu moarte e problema cea mai mare. Pentru că după moarte e scurt circuit și nu mai știi nimic. Lăsați la o parte teoriile astea că umblă Sufletul, zboară, îți duce pe nu știu unde, sunt păgânisme. Nu mai știi nimic, așa spune Scriptura. După moarte ai murit, se întrerupe tot. Nu mai știi ce este după, nu mai știi ce este uh, suferință, nu mai știi necazuri, nu mai știi ce se întâmplă în lumea aceasta. Și asta este o binecuvântare. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla ca oamenii să fie conștienți după moarte. Să fie undeva în raiul de sus și să vadă nenorocirile pe care trec copiii, nepoții, cei dragi și lumea aceasta. Să vadă încă o dată de data asta, pentru o perioadă mult mai îndelungată, toate atrocitățile și toate necazurile care se întâmplă pe pământ ar fi un chin! Ar fi un chin! Gândește-te ce ar fi să vezi tu de sus, de la tata, de la Domnul, că nepotul tău, fiul tău, fica ta, soțul tău, soția ta se chinuie de cancer, de bol se chinuie cu sărăcia sau că uh, trec prin diferite necazuri și greutăți în viața aceasta. Ar mai fi o fericire acolo? N-ar mai fi nicio fericire. N-ar mai fi absolut nicio fericire. Pentru că Dumnezeu a gândit lucrurile acestea și în contextul păcatului. A făcut fericire. Asta vine din veșnicii. Dar a făcut și ziua necazului, ziua neființii. După care nu mai vine nimic. Așa că atâta vreme cât ai ocazia să te bucuri, bucură-te și nu mai întuneca fericirea Simțindu-te vinovat că te bucuri, că stai la masă cu cineva, că ă, ești într-un anturaj în care pur și simplu ai acea fericire sufletească și împlinire, nu te mai simți vinovat pentru fericire, nu te mai simți vinovat pentru viața prosperă, nu te mai simți vinovat pentru că guști din fericirile lăsate de Dumnezeu. În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Sunt multe aspecte pe care le subliniază Eclesiastul aici și aș dori să mai împărtășesc câteva cu voi și apoi să ajungem la concluziile pe care vrea să le înțelegem Eclesiastul În capitolul 8 cu 15, el ne spune așa. Am lăudat, dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare, decât să mănânce și să bea și să se înveselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Foarte interesant. Deci, am lăudat, dar petrecerea. A, oh, să mergi la petreceri. Păcat. Păcat dacă nu stai toată ziua să faci rugăciuni, să cânți psalmi și să stai pe genunchi. Mai înseamnă că nu ești un om spiritual. Cum să mergi și să te bucuri? Cum să ai acea euforie sufletească? E păcat. Și unii sunt atât de încruntați în zona aceasta și atât de fixați încât își cresc toată existența. Dar știți ce am mai observat? Că o mulțime de încruntați de genul ăsta, după o anumită perioadă de timp, rup gardul și se duc în partea cealaltă, în extrema cealaltă. Cunosc mulți oameni care au predicat despre sfințire, despre tot felul de lucruri grele, despre neprihănire, despre cum să fi așa și așa și citate și Biblie și rugăciuni. Și după o perioadă de timp au ajuns ori să nu mai creadă nimic, ori să devină niște destrăbălați. Și te întrebi cum? Cum? De ce? Știți de ce? Pentru că sufletul lor s-a sufocat, a murit din lipsă de fericire, din lipsă de plăceri trupești. Toate astea hrănesc trupul și Sufletul este fericit. Dacă le zugrumi și le omori, și-și nu, nu fericire, nu zâmbet, nu prosperitate, nu mâncare, nu băutură, nu aia, nu, 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 nu. La un moment dat, Sufletul, ori te dilești de cap și te duci pe extrema asta, quasi lugărească. ori rupi gardul și te duci în brațele păcatului direct. Și ajungi să iei lucrurile bune lăsate de Dumnezeu, să le plasezi într-un alt cadru care se transformă în păcat. Nu iubește mai mult diavolul nimic decât asta, decât să joci la extreme. Va să fie un inconștient care trăiește fără Dumnezeu, Ba să fii un bătut în cap care toată existența o trăiește sub cortegiul acesta gris, umbru. Pentru că zice, bă, ori e nefericit și merge așa până la capăt, ori rupe cândva gardul și va ajunge în extrema asta alaltă a păcatului. Oricum nu vei ajunge nici ca fariseu frustrat, nici ca om păcătos care trece dincolo de ceea ce spune Dumnezeu. Însă, Lăsând la o parte extremele, aici înțeleptul ne spune că a lăudat petrecerea pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce, să bea, să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în toate zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Foarte interesant. Am lăudat petrecerea. Am lăudat petrecerea. De ce? Pentru că atunci te bucuri și tu de viață, atunci te bucuri și tu de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Dacă și viața aceasta, când ești sănătos, când ești tânăr, când ești în putere, nu te bucuri de ea, Păi ce o să faci când vine reumatismul, când vine scleroza, când vine demența, când vine slăbiciunea fizică, atunci când nu mai poți să vezi bine, când nu mai poți să simți gusturile la alimente, când nu mai poți să mănânci anumite lucruri pentru că nu-ți mai permite sănătatea și forța fizică, ce o să faci atunci? Bucură-te, zice, am lăudat petrecerea pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce, să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să îl însoțească în mijlocul muncii lui, în toate zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. În capitolul 9, înțeleptul Solomon vorbește tot despre această fericire a vieții printre altele, bineînțeles. Și spune, începând la versetul 5, da, unde avertizează cu privire la faptul că omul este trecător, omul este ca o frunză în vânt în viața aceasta, că viața este perisabilă și că nu durează veșnic. Și spune, cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri. Dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragoselor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Și acum vin sfinții și încep să-ți dea rețete de viață. Și spun, a, vezi, ești trecător, ești uh, foarte puțin pe pământul acesta, așa că stai că spunem noi ce trebuie să faci. Atâtea rugăciuni, de atâtea ori pe zi, de atâtea ore ai nevoie să citești Biblia, atâtea ore de lucrare misionară și asta ai voie să mănânci, asta n-ai voie să mănânci, vai, cum, așa? Și îți fac un regim de viață de îți pui mâinile în cap. Însă concluzia lui la ceea ce spune aici, la faptul că ești trecător, la faptul că ești muritor, este următoarea. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și beați cu inimă bună vinul, că -și de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci acum. Nu spune să te refugiezi, nu spune să fii nefericit, nu spune să te închizi față de bucuriile și binecuvântările vieții, ci spune du-te și bucură-te de viață hainele să -ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Da, fii conștient că ai anumite responsabilități, că există anumite limite morale, dar, dincolo de asta, bucură-te de viață, spune Dumnezeu. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale de șarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești. Păi, dragii mei, am întâlnit o mulțime de oameni care, după un anumit timp, când s-a îmbâxit sita, cum spun ei, frustrații, relații intime, a, păcat! Asta au făcut acolo copiii și așa, primii ani după căsătorie, dar după aia gata, totul s-a terminat. Și, într-adevăr, ei, din punct de vedere civil, sunt căsătoriți, dar, din punct de vedere conjugal, ei sunt divorțați. Spunea cineva o să avem sâmbătă musafiri, o să luăm și noi două familii, o să fac un efort tata cu mama să doarmă împreună. What? Ce? Cum adică să fac un efort să doarmă împreună? Și că de ani de zile ei nu mai, de vreo 15-20 de ani ei nu mai dorm împreună. Păi ce fel de viață este asta? Ce fel de familie? Ce fel de bucurie să mai ai în viață? Zice, să o gustă viața cu nevasta în toate zilele vieții tale. Nu doar un an, doi, cinci după căsătorie. Și după aceea să devine un jug viața de familie și să fie prezentată ca un rău necesar. Asta e... Ne-am luat, avem copii împreună, ne chinuim reciproc, ne mâncăm zilele, dar nu mai există nicio bucurie, nicio speranță. Și îi vezi, când te duci la biserică, îi vezi că unul stă într-o parte, unul stă în alta. Nu stau măcar la biserică să fie fericiți, dacă în rest sunt nefericiți acasă. Nu le place să, să mai fie împreună. Și îi vezi că nu se simt bine împreună. Stau așa de ochii lumii, de ochii familiei, rudelor, a societății, că zice biserica nu știu ce, dar ei nu mai sunt fericiți, nu mai sunt împliniți. Dar sfatul înțeleptului este să te bucuri atât de mâncare, cât și de băutură, cât și de viața ta cu nevasta ta. Aceasta ți este partea sub soare pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, mijlocul trudei cu care te ostenești. Fă lucrurile acestea, zice înțeleptul, și vei fi cu adevărat fericit. Nu te închide, nu lăsa ca aceste binecuvântări să treacă pe lângă tine, nu lăsa ca bucuria vieții să nu se înfiri pe în inima ta și în sufletul tău este plină lumea de frustrați, triști. Chiar zice maleahi, vorbește acolo în numele celor care comentează în fața lui Dumnezeu și da, degeaba am umblat noi triști, degeaba, degeaba. Sau fiul cel mare din pilda fiului risipitor în care spune degeaba ți-am slujit eu ca un rob atâția ani, am strâns din dinți, am făcut să fie bine și tot nu bine. Dar cine te-a pus, dragul meu? Cine te-a oprit? Ce mie nu mi dau nici măcar un e, dar l-ai cerut? Sau a vrut tatăl ca să stai cu un nemulțumit toată viața lângă el? Nu. Dumnezeu vrea să fii fericit. Dumnezeu vrea să te bucuri de viața aceasta. Și știi ce se întâmplă? Că ăștia care nu se bucură de viață devin persecutorii celorlalți. Încep să o facă pe sfinții, să facă reguli de sfințenie, să-i judece pe ceilalți. Însă nu asta este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să te bucuri de viață. Și bineînțeles, cealaltă dimensiune a vieții este aceea de a te teme de Dumnezeu. Așa încheie această carte și această dezbatere filozofică asupra vieții eclesiastul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. teme -te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice fapt la judecată, și judecată aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Dar acest bine și rău nu ține de plăcerile pe care Dumnezeu le-a lăsat într-un anumit cadru. Acest bine și rău ține de raportarea ta la Dumnezeu, de încălcarea principiilor morale pe care le-a dat Dumnezeu. Și observați că Dumnezeu nu a fost niciodată atât de iritat de faptul că oamenii au trăit o viață fericită, împlinită în plăceri, ci a fost întotdeauna iritat de răzvrătire, de atitudinea aceasta de fățărnicie față de El și de tot ceea ce înseamnă răzvrătire împotriva puterii și conducerii lui Dumnezeu. Așa că ar fi bine să nu mai confundăm lucrurile. Dumnezeu vrea să fim fericiți, să trăim viața aceasta în temere de El. Fii fericit și nu uita că tata te iubește, dar tata rămâne tata. Te așteaptă să vii în brațele Lui. Te iubește și vrea să fii copilul Lui. Și ce își dorește mai mult un părinte de la copilul Lui decât să fie fericit, să fie bucuros, să fie împlinit și realizat în viața aceasta? și în viața viitoare. Descrețește sfruntea, zâmbește, bucură-te, mănâncă, bea, relaționează frumos cu cei din jurul tău, bucură-te de nevasta tinereții tale și fii fericit pentru că asta îi place lui Dumnezeu.